Salariul minim brut pe economie s-a modificat începând cu prima zi a lui 2018 la 1900 de lei. Angajatorii au obligația de a transmite această modificare salariaților alături de precizarea că plata contribuțiilor le revine acestora. Începând cu data de 19 decembrie, hotărârea Guvernului 500/2011 a fost abrogată, odată cu adoptarea unei alte hotărâri 905/2017. Un elementul care, se spune, interesează pe cea mai multă lume este legată de transmiterea în Registrul General de Evidență a Salariaților a salariului sau modificările de salariu care intervin din 1 ianuarie 2018. Această modificare, în mod normal, se transmite în revistal în termen de 20 de zile lucrătoare, sau mai precis, modificarea de salariu se transmite în revistal în termen de 20 de zile lucrătoare la data când intervine această modificare. Dar, în situația aceasta, există o derogare în acest sens. Termenul până la care poate fi depusă această modificare de salariu, acum, doar acum, discutăm de acest interval, raportându-ne la acea modificare de salariu din 1 ianuarie 2018, este 31.03.2018. Deci, de reținut, ca să nu se încurce lumea, spunem așa, orice modificare după această dată de 31, orice modificare a salariului după data de 31.03.2018, se va transmite în revisal în termen de 20 de zile lucrătoare. Da. Celelalte elemente care au intervenit, să spunem, în transmiterea revisalului, este legat de orice modificare care intervine în revisal, se transmite anterior producerea acestei modificări, excepție făcând acele situații când modificarea este dispusă printr-o hotărâre judecătorească. Da, apoi au fost datele de început legate de detașare. Dacă detașarea până acum, da, suspendarea, să spunem, ca urmare a detașării putea să intervină într-un termen de 20 de zile, ori acum această suspendare și transmiterea suspendării se face anterior, respectiv, anterior când începerii suspendării, respectiv la data când această suspendare încetează. După data de 31 martie 2018, modificările privind salariul angajaților se fac normal în termen de 20 de zile lucrătoare.